Membrii Sindicatului Finanțiștilor din Maramureș s-au aflat ieri între orele 10 și 12 în grevă japoneză. Acțiunea de protest s-a desfășurat la nivel național. Dacă revendicările cerute nu vor fi soluționate, se va trece la o acțiune de pichetare a Ministerului Finanțelor Publice și a sediilor prefecturilor. Organizația noastră a demarat o acțiune de protest, o formă de grevă japoneză, fără a se întrerupe activitatea, prin care dorim să ne exprimăm nemulțumirea față de condițiile de lucru, de salarizare. În primul rând, ne dorim ca noua lege de salarizare să fim clasați pe o poziție mult mai bună față de actuala. Ne dorim actualizarea salariilor cu rata inflației, introducerea sporului de condiții vătămătoare în salariul de bază, pentru că în condițiile în care întreaga instituție beneficiază la nivel de țară de acest spor, acest venit nu mai are caracteristicile unui spor, el fiind de fapt un venit salarial. Discrepanțele salariale existente, lipsa dialogului social, a protecției juridice a angajaților, condițiile de muncă, lipsa consumabilelor sunt doar câteva dintre nemulțumirile lor. Finanțiștii solicită nevoia de a avea un statut social care să reglementeze foarte bine activitatea angajaților din finanțe și o poziție corespunzătoare pe grila noii legi a salarizării. Dacă solicitările noastre nu vor fi rezolvate în urma acestor acțiuni, vom declanșa acțiunile de protest pe legea dialogului social, care vor începe cu o grevă de avertisment de 2 ore, urmată de grevă generală. Finanțiștii doresc să treacă la alte acțiuni de protest, pichetarea Ministerului Finanțelor Publice, a sediilor prefecturilor, urmată de o grevă de avertisment și, în final, grevă generală.